Dragi prieteni, am revenit cu bunica Mândra și cu bunicul Tom. Ați mai cerut și vlogul cu bunica Mândra. Porna poftim, i-am făcut acum vlog. Ce faci, bunico? M-am apucat să jigrăvesc un pic. Trebuie să schimbăm parchetul, să dăm afară de ăsta și să punem altul. Am cumpărat astăzi. Eu am zis la prieteni că am făcut curățenie în casa mare și facem curățenie. Trebuie să facem și bucătării. Să ne prindă anul nou. Cu curățenia, cu tot. Cu bine. Eu am terminat în casa mare și am venit să văd ce faceți. Mai avem aceea. Mai avem și dincolo. Te ajută bunicul. Și câte puțină curățenie, că trebuie și asta. Nu putem să stăm așa. Păi da. Trebuie curat. Așa e bine. Așa e curățenie. Ce zici, Luminița, e și bine? Da, da, e bine. Ne plătești sau nu? Nu e bine, da? Vedem. Trebuie să dăm cu contul pe acolo, pe sus, cu pensula. Că nu este gata. Nu este gata. Nu e gata. Nu, nu. Hai să faci bine, ca să poți să ne dai bani. Păi da. Dacă nu e bine, nu ne dai bani, da? Păi da. Vreau. O culoare, un portocaliu așa mai deschis, e frumoasă culoarea. Și parchetul e mai deschis. Unde e parchetul aici? Pară. Cine a cumpărat aceste acțe pilduri? Albina. Albinuța? Albinuța Buguruza. E și ea în Craiova sau a rămas acasă? Unde e? Este cu maică sa. Am înțeles. Vă ruiți voi, vopsiți aici faceți. Și după fac eu, șterg geamurile, punem mesele, improvizăm. Masa asta să o punem și noi frumos. Mai bine să mă dau aici ca să iau toată bucătăria. A, așa e mult mai bine. Dar bunicule, ești îmbrăcat frumos. De ce faci îmbrăcat? Dacă te murdărești. N-are cum. Tot timpul în viață, toată viața mea am lucrat. Doar la cravat îmbrăcat așa. Așa și eu am lucrat. Păi cum la patru ace? Ia să înțeleg și eu. Încă acum nu sunt îmbrăcat. Păi da. Dar chiar nu știu cum ești îmbrăcat. Cum la costum, la cravate? La costum și la cravate. Și tu muncești? Lucram, jugrăveam, construiam. Deci nu se poate așa ceva, dragi prieteni. Scrieți-ne în comentarii dacă se poate sau nu se poate. Înseamnă că tu ești curat? Trebuie să dai treabă cu... Îmbrăcat. Îmbrăcat. Adică îmbrăcat ca lumea, că nimeni nu face treabă de dezbrăcat. Ca lumea nu am zis eu asta. Am zis ca lumea așa. La costum, la cravate. La... Vedem noi ce zic prietenii să-și dea cu părerea dacă există sau nu. Da, da. Adică și ăștia, astăzi am luat, am cumpărat. Mi-a cumpărat cu Luțu fiul meu. Vrei să nu-i murdărești. Direct la treabă cu ei. Mi-a fost lene să mai iau... Alții mai vechi. Încă să minte de muncă. Păi da, tu și bunicule. Dar vreau comentarii să văd ce ne zic prietenii. Dacă există sau nu oameni care fac treabă la patru aci.
Nu cred. Nu prea cred. Unii da, unii nu. Acum ne ajunge Oxava. Ajunge perfect, la fix. La fix. Vezi? Ajunge porțul ăla. Oameni gospodari, da. Nu am nevoie. N-ai nu să zici, pe aici. Nu mai duc. Ce faci, mami? Mami gătește? Vedea de scara din spate ca să mă urc sus. Că n-ajung. Hai de lumină. Eu și Andreea am terminat. Nu știu, nu te caută. Nu știu, Andreea. Adică Andreea a sunat așa și mi-a ținut compania. Că n-am pus să facă nimic. Ea doar mi-a schimbat muzica. Manelele. Lada, lada, adă. Să mai cumpăr axipil de cum a cumpărat Albina, să pun pe toate geamurile. Ăla se ia ușor și se lipesc înapoi la loc. Aici nu pot să mă... nu mă descurc. Lasă că mă fac eu. Nu mă descurc, uite. Păi altceva unde poți. Adică pot, dar nu pot și să cobor și să urc. Ești mai mare tu și nu te mai lăsă ușa aia deschisă, că să vă fac o durare. Doamne, domnișoare, dacă au de muncă și vor să renoveze, să mă contacteze. Pe Facebook. Pe Facebook. Dar eu n-am Facebook. Lasă, numărul de telefon nu-l lăsăm mai târziu. Pe comentarii o să scrie. Aici dăm cu peșul la. Unde? La geam. Mai ziceau unele, doamne, domnișoare, nici nu știu nici eu că nu aveau numele complet. O ia cu peșurile, nu pot. Că la noi de ce nu fac treabă bărbați? Al nu face. Normal, bunicul repară la prize. Uite, acum nu grăbește. Așa e, nu fac plus bărbații. Bunicul și gătește câteodată. Știe să gătească. Să am pricepe toate. Păi da, ca bunica, Ilean. Da. Și tu după el te-a învățat și pe tine. Cred că tu nu știai nimic să faci. Așa e. Eu așa știu. De la el am învățat multe. Păi da. Așa e? Da, da. Ha? Păi da. Așa sunt unele. Învață de la bărbați. Asta e, așa o să vezi și tu de la bărbatul tău. Când te-ai măritat, tu nu vezi la bărbatul tău, de la soacră ta, de la... Ce trebuie să vezi? Ce face soacră ta, bărbat, trebuie să vezi și tu de la ei. Păi da. Așa cum crezi? Lucruri bune, nu? Păi lucruri bune, bun, să faci ce trebuie în casă. Orice trebuie să învățăm unul de la altul, ca să facem ce este bine, să ținem gospodăria. Ne ajutăm reciproc în familie. Așa trebuie, așa e frumos. Era galbenă bucătărie, acum e portocalie. Aici așa, eu vreau să dau cu pește, nu mi-am făcut un pic. Mai... Parchetul îl puneți în seara asta sau mâine? Nu putem să punem în seara asta, că nu avem mult. A, trebuie și masa dat afară, am înțeles. Mâine rămâne și revenim mâine cu... tot, cu curățenie aici în bucătărie. Ia și parchetul. Ia să faci și tu muncul ăsta, să-ți pui curat afară, că nu mai trebuie acum. Să mă urc să dau cu... Păi toți oamenii sunt ocupați, mai ales acum de sărbători. Ați mai făcut? Ai mai făcut tu și bunica aici în bucătărie, ați mai zugrăvit. Acum 2 ani, cred. Dragi prieteni, revenim când o să punem parchetul și o să fie gata toată bucătăria. O să fie bucătăria complet schimbată, o să schimbăm tot pe aici. Tu vrei să mai dau și pe aici, dar nu mai. Dar cu ce dăm? A, rămâne așa acolo. De ce? Cum este gata? Că nu este gata. M-a dat 2020. Dragi prieteni, revenim cu rezultatul. O seară minunată să aveți, vă pupăm. Bau.